Printre atâtea probleme pe care le are cu tatăl copiilor săi, Claudia Pătrășcanu își mai face timp și pentru ea. Fosta soție a lui Gabi Bădălău a mers la salonul de înfrumusețare, unde a făcut o schimbare radicală de loc. De ani de zile, Claudia Pătrășcanu avea același loc cu care ne obișnuise, însă de data aceasta a îndrăznit puțin mai mult. Artista a renunțat la părul ciocolatiu și l-a deschis cu câteva nuanțe. Acum, ea are multe suvițe blonde și a fost foarte încântată atunci când a văzut rezultatul final. Claudia Pătrășcanu s-a lăsat pe mâna specialiștilor și a mers într-un salon din Constanța, unde s-a răsfățat câteva ore, în timp ce fostul ei soț se află în vacanță cu actuala iubită, Bianca Drăgușanu. Mama copiilor lui Gabi Bădălău s-a mândrit cu noul loc pe rețelele de socializare și pare că așa a mai uitat de supărările din ultima perioadă. Poate că această schimbare radicală de loc are legătură și cu faptul că în urmă cu câteva săptămâni, Claudia Pătrășcanu declara că vrea să își schimbe viața. Vreau să-mi refac viața. Acel om care va accepta situația mea, pentru că e complicat acum, și viața asta și mă va accepta cu totul, consider că omul ăla va merita o șansă. De ce să nu mai pot iubi? De ce nu? Cred că mă mărit eu până se însoară Bădălău, că tot zice că se însoară. Bine, nu zice el, zice altcineva. Dar până te însori tu, măi Bădălău, cred că mă mărit eu, a spus artista.